Un adevărat pârjol a transformat bătătura unei gospodării particulare de pe raza localității Botoșana într-un morman mare de cenușă. Incendiul a izbucnit în toiul nopții de luni spre marți, iar la fața locului au intervenit militarii gărzilor de intervenție Solca și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii serviciilor voluntare pentru situații de urgență din localitățile Botoșana, Comănești, Arbore, Cașvana și Cacica. În total, numai puțin de 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost dislocate pentru localizarea și lichidarea flăcărilor violente înalt de câțiva metri. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la acoperișul casei de locuit și la anexele gospodărești cu pericol de extindere a flăcărilor și la vecinătăți. Dezvoltarea și propagarea flăcărilor a fost favorizată de observarea și anunțarea târzie a incendiului, dar și de materialele de construcție folosite pentru ridicarea clădirilor, majoritare din lemn. O asta de noi și era, nu era nici sânge, nici unul. Arde flacăra, mă lăsa la geal, casă, aproape 6 ore a durat lupta pompierilor cu focul, care a transformat în scrum acoperișul locuinței pe aproximativ 170 de metri pătrați, casă din care nu a mai rămas mare lucru, deoarece s-au degradat și pereții portanți și tavanul acesteia. Depozitul de furaje și adăpostul de animale din curtea gospodăriei, ce se întindeau pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, bucătăria de vară pe alt 60 de metri pătrați, circa 4 tone de fân, 20 de metri cub lemn de foc și alte bunuri din gospodărie, printre care și utilaje agricole. În incendiu au pierit și 2 vaci, 3 viței și 16 porci. Cercetările efectuate ulterior au dus la concluzia că flăcările au izbucnit din bucătăria de vară, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit produs la un conductor electric neizolat corespunzător.